chestiunea asta cu dezorganizarea de astăzi nu este vina noastră. Deci noi ne cerem scuze acum în numele acestei instituții, deși eu eram aici în față într-un restaurant când a primit telefonul și mi s-a zis că începe la ora 19. Și acum am fost afumat, mă rog. Fiindcă doamna directoare a zis să vorbim puțin despre acțiunile Banat, din întâmplare am pe sticul meu și o prezentare pe care am arătat-o în cursul ultimilor ani, inclusiv la București, la Muzeul Literaturii Române, acum 2 ani. Și dacă doriți, până când vine domnul Lefter, eu vă pot arăta, să vedeți și cât niște imagini despre acest grup, care s-a format în 1972. Trebuie să facem legătura cu... Poți să spui și tu două vorbe? Mein guter Kollege Willi Dottok hat mir erlaubt, auch ein paar Worte zu sagen, bis seine Technik funktioniert. Also ich schließe mich den Entschuldigungen an, dass wir den Zeitpunkt des Beginns vertrödelt haben. Tatsächlich nicht durch unsere Schuld, ich bin schon seit 5 Uhr im Haus. Ich seit vorgestern, nicht im Haus. Und die Aktionsgruppe Banat ist eigentlich viel älter, als sie offiziell ist. Die Aktionsgruppe Banat, die 5 Kernleute der Aktionsgruppe Banat, die haben sich als Schüler kennengelernt und mit einem nicht unbedeutenden Beitrag oder unter dem Einfluss unsere Deutschlehrerin Dorothea Götz. Die 5 sind die 3 Gleichaltrigen, Johann Lippert, Willi Dottok und ich, dann Richard Wagner und noch etwas jünger Anton Sterbling. Die anderen sind später in Temeswar dazugestoßen, als wir Studenten waren. Offiziell allerdings ist der Name Aktionsgruppe Banat nicht einmal von uns, sondern aufgrund eines Rundtischgesprächs, aber ich denke, das wird ja in der Präsentation von Willi kommen, aufgrund eines Rundtischgesprächs auf der Studentenseite der neuen Banater Zeitung von damals, auf der Universitas-Seite, wo wir, so wie es jungen Leuten gut steht, als das Alpha und Omega der rumänien-deutschen Literatur aufgetreten sind. Zumindest in unseren Köpfen war es tatsächlich so. Und unter Ignorierung jeder Vorsicht uns zu denen erklärt haben, die wir nachher auch literarisch nachweisen wollten, die Begründer einer neuen rumänien-deutschen Literatur. Interessanterweise haben die Kritiker zugebissen und haben dann auch schon schnell von der 5. deutschen Literatur gesprochen, nach jener Westdeutschlands, Ostdeutschlands, der Schweiz und Österreichs. Gut. Ja, wir begrüßen auch Herrn Dr. Lefter, der eigentlich die Moderation übernehmen wird. Also müssen wir nicht mehr die Aktionsgruppe hier speziell wir gehen dann direkt über in unser... Wen die Aktionsgruppe interessiert, können wir gern nachher die Bilder laufen lassen. Ja. Ja? Wir gehen dann ins Thema, damit wir nicht die Zeit noch länger hinziehen. Ich habe alles verstanden, mein Herr, mein lieber Freund. Bitte. Da. Am înțeles. Da, da. Sigur că da. Also, mai întâi în nemțește. Guten Abend, sage ich Ihnen auch. Und es freut mich sehr, dass wir Sie hier zusammen sind und über so ein spezieller und interessanter, cum se spune, subiect? Thema. Thema. Atunci trebuia la feminin să pună adjectivele. Încerc, dar nu folosesc în mod curent limba germană. Das Thema. Das Thema. Ah, este neutru. Ah, ia, das Thema.
Also, muss ich ein bisschen mehr üben, ja? Dar înțeleg că e totuși preferabil să vorbim și românește sau mai degrabă în românește, pentru ca toată lumea să înțeleagă, presupun că nu există aici germanofoni care să nu înțeleagă românește. Sau există? Bună, Mara. Se rezolvă acum, domnule. Se rezolvă acum. Da. Ok. Bună seara și din partea mea. Și nu știu dacă doamnelor ați spus ceva la deschidere despre... Încă nu s-a produs o deschidere. Bine. Întâlnirea noastră de astăzi seară este o întâlnire, sigur, pentru obișnuiții Schiller House, în linia normală a culturii germanofone din România sau a culturii germanofone în genere. Aici se au loc în continuu întâlniri, dezbateri, lansări de cărți, proiecții de filme și așa mai departe legate de cultura germană din România, germanofonă, dar și de evoluții culturale generale din spațiul germanofon internațional. Această seară consacrată lui Franz Xaver Kapus și acestei cărți despre care vom spune multe în continuare, în prezența ca invitat special a acestor doi domni, Werner Krem și William Totok, e o seară care adaugă niște trăsături speciale, aș zice, la obișnuitele evenimente găzduite de Casa Schiller. Atunci când, fiind și eu într-un anumit fel implicat, veți vedea imediat, în demararea acestui proiect de carte, am fost invitat de gazdele noastre de aici să particip la această seară, întrucât era programată într-o joi seară, când eu am mereu organizate în această perioadă la Muzeul Național al Literaturii Române din București întâlnirile, dezbaterile cafenelei critice, cum numesc eu acest șir deja lung de mulți ani, cafeneaua critică, le-am făcut colegilor noștri de aici propunerea, contrapropunerea de a construi un eveniment comun, de a face o lansare, dezbatere despre Kapus și despre romanul lui la Schiller House în cadrul obișnuit al evenimentelor de aici, dar și ca ediție specială a cafenelei critice, pe care eu de obicei o moderez. De asemenea, e vorba de o carte editată de editura Muzeului Literaturii din București, editura Muzeului Literaturii, deci e aici un prunc cu mai multe moașe, cum se spune. A apărut și o mică desincronizare, și anume evenimentele de aici, înțeleg că de obicei sunt programate de la ora 6, noi ne ținem cafenelele critice de la 7. Poate ați observat că am făcut și un semn când distinsul antropolog Claude Carr, nu francez românizat sau, mă rog, și el migrator, a intrat când Andreea Drăghicescu, care lucrează la Muzeul Literaturii Române și se ocupă de cafeneaua critică, au intrat pe ușă, ei au intrat probabil cu conștiința că au ajuns puțin cam devreme. E 7:07. Între timp, soluția de compromis a fost aceasta. Eu am spus că nu am cum să devansez, anunțasem, toată lumea știa că e de la 7, cafeneaua critică. Iar eu am venit acum de la o altă lansare de carte, deci nu puteam să vin mai devreme, și atunci soluția a fost un
pic de tras de timp pentru cei care au venit la 6, un început puțin mai rapid și acum eu vă țin de vorbă până vin și alții care ni se vor adăuga. La Cafeneaua Critică facem într-o manieră care nu e foarte îndepărtată, firește, de întâlnirile, dezbaterile, funcționarea generală a unei case de cultură precum Schiller House, facem dezbateri pe teme de actualitate culturală diversă. Această carte, acest autor, acest eveniment pe care îl constituie apariția în spațiul românesc, în această ediție romanului Capus cu portretul său de autor, constituie un foarte bun pretext pentru un foarte bun punct de pornire pentru o dezbatere adevărată. O dezbatere care alătură mai multe teme foarte interesante, extrem de interesante și de actuale, fiecare în felul său. Este în primul rând o carte a unui nume nu de prim plan, dar totuși a unui nume care își are locul lui în istoria literaturii austriece și germane și universale, cum spune Willy Totok, Franz Xaver Capus, care și-a trăit viața peste cele două războaie mondiale, s-a stins cândva în anii 60, în 1966, când mă vedeți ridicând mâna, mai apar cafegii mei critici. Revin pentru ora 7, trecute fix. Franz Xaver Capus, deci, a acoperit o parte importantă a istoriei modernității, final de secolul XIX și mai ales prima jumătate a secolului XX, a scris versuri, proză, articole, a avut o activitate bogată, a devenit după al doilea război mondial un autor destul de cunoscut ca prozator de romane de consum în Germania postbelică, dar a pornit din Timișoara. Era de fapt șvab bănățean. Nu știu dacă era șvab. Cred că nu era șvab, era timișorean, care dintre cei care vorbeau limba austriacă mai degrabă. Asta, da, totuși Franz Xaver Capus nu era un care... nu era nume obișnuit șvabesc. Xaver oricum e, da, Sfântul Xaverius. Contribuiți vă rog amândoi, da. Crem Totok, la eu nu știu descifrarea identității familiale acestui tatăl autor. Său, ce vă spun prenumele lui? Tatăl său era senator la moment dat și în Consiliul Municipal Timișoara în perioada de dinainte primului război mondial și după aceea. Deci era un mic burghez, s-ar putea spune. Toți venind din Timișoara, iar Timișoara era deja populată înainte de a se popula Banatul cu germanii veniți în secolul XVIII. Deci descendența lui, cred eu, n-am cercetat că nu mă interesa în mod deosebit și nu joacă niciun rol de seamă în ceea ce a scris el de fapt. Cred că el a făcut parte din protipendada asta austriacă care era... care a migrat în întregul imperiu. Da, și în Timișoara... Da. Erau mulți din această categorie care vorbeau și altfel, că nu se vorbea șvabă în Timișoara. Fiecare cartier avea un soi de dialect austriac specific. De pildă în cartierul Fabric se vorbea altfel decât în cartierul Iosefin. Cartierele aveau nume similare cu cele de la Viena sau de la Budapesta, că și acolo există un cartier Elizabetan sau Elizabetin, mai bine zis, Iosefin și alte similare, așa și în Timișoara. Și se vorbeau limbi, bineînțeles se înțelegeau între ei, dar se vorbeau cu accente diferite și cu nuanțe dialectale diferite. În orice caz, timișorean, în mod cert, acest autor, Capus, a fost. Și în... orizontul culturii locale, numele lui nu prea este menționat, nu prea era menționat.
Cândva s-a mai tradus o singură carte a lui în anii 70, parcă menționezi tu, Vili Toto, când prefață. Dar intrăm, revenim la toate amănuntele. Este un nume, deci, pe care îl putem recupera inclusiv din perspectiva unui concept, a unei viziuni, care astăzi începe să fie din ce în ce mai legitimă și mai frecventată, a unei viziuni multiculturale asupra spațiului în care trăim împreună. Este un spațiu dominat de o majoritate etnic românească, dar în care s-a scris și în nemțește și în ungurește, în care au scris în românește sau în ungurește și evrei, s-a scris și în sârbă și în slovacă. Există literatură, mai ales în perioadele mai recente, scrisă în limbi diferite de către reprezentanți ai tuturor minorităților etnice trăitoare în România. Un detaliu suplimentar și foarte important este că acest autor de plan 2 al literaturii austriece și germane, foarte tânăr poet fiind, i-a trimis niște scrisori cu poemele lui de junețe lui Rilke. El este, deși numele de obicei nu îl reținem, toți am citit scrisorile lui Rilke către un tânăr poet. Ele au o aură aproape mitologică în lumea, mai ales a poeților. Dar toată lumea reține că un tânăr poet, un anonim, i-a scris lui Rilke și Rilke i-a răspuns explicându-i multe lucruri despre ce e poezia. Ei bine, acel tânăr poet era Capus. Deci, un lucru aproape, când îl scoatem acum la suprafață, aproape senzaționalist. Noi discutăm aici într-un spațiu elevat cu lume cultivată, dar ar fi trebuit până acum să ia act de apariție aceste ediții tabloidele, presa, mă rog, dacă mai avem presă mai alertă, nu? Care să-i fi căutat pe cei care au tradus, au prefațat și să le ia interviuri despre așa un lucru necunoscut și iată ce spectaculos. Trebuia să scoate Becali. Da, ar fi trebuit să fie alte montaje, regii de lansare. Da. În opera lui Capus, în ansamblul scrierilor lui Capus, William Totok, el este conspiratorul șef, în legătură cu această ediție, a identificat un roman în care spațiul de desfășurare a acțiunii este, de fapt, Timișoara. E un spațiu urban nenumit, dar cu atmosferă timișoreană și, deci, e un roman pe care cititorii din România merită categoric să-l știe, să-l citească. Pe deasupra, în tinerețea lui, dar deja scriitor fiind, Capus ar fi trebuit să meargă pe front în primul război mondial. Ofițer în armata imperială, el lucrează la Viena în birouri, zona funcționărească de care orice armată și orice mare putere are nevoie pentru a face comunicare, propagandă, presă. Și Capus scrie la publicații de război, joacă un rol de acest fel, încât în urmă cu nu doar un an, adică nu în 2018, ci în 2016-17, când vechiul meu prieten al nostru, Vili Totok, mi-a pomenit de Capus și de romanul lui despre Timișoara și așa mai departe, eu cu un spirit mai pragmatic, mai nemțesc decât al neamțului, i-am spus, vine anul centenarului, urma să vină anul 2018, în care orice studiu, cercetare, informație legată de primul război mondial
urma să fie recuperată. Se pregăteau peste tot, în Europa, cărți, studii, se scriau studii și la noi, de asemenea, toată lumea căuta cine, ce are de oferit interesant legat de centenar. Și atunci, cu colaborarea prețioasă a lui Werner Krem, care a tradus microromanul lui Capus, el e publicat aici în versiuni paralele, ediția este bilingvă, e textul german și în paralel textul românesc. De asemenea, cu complicitatea lui Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, care a acceptat imediat proiectul, și cu sprijinul prețios al echipei editurii muzeului, pe care o conduce Alina Ioan, această carte a putut fi alcătuită, ediția a fost pregătită de Willy Totok, traducerea a făcut-o Werner Krem și iată, avem cartea. Sigur că în această prezentare în straturi pe care am încercat să o fac a autorului, a cărții, a epocii, a motivelor pentru care o asemenea ediție e foarte interesantă, cu motive, argumente suplimentare de interes în context românesc, trebuie adăugat ceea ce părea să se spună deja când eu am intrat aici, și anume că acești doi domni, mari intelectuali, acești doi băieți, sunt la rândul lor complici de foarte multă vreme, putem spune de o viață, căci ei au făcut parte din Acțiunsgruppe Banat, din între timp faimosul grup de acțiune despre care și literații români și publicul românesc știu destul de bine, în universitățile din România, în facultățile de litere, când predăm literatură română postbelică, ajungem la un moment dat și la contribuția Acțiunsgruppe Banat, la ce au scris, ce au gândit, ce au susținut ca valori etice, politice și literare. William Totok, Werner Krem, Rolf Bossert, Richard Wagner, Gerhard Ortinau, Johann Lippert, Anton Sterbling, și începem să ne apropiem, mai e vreun nume pe care l-am scăpat, cărora li s-au adăugat, sigur, atunci când Acțiunsgruppe ca atare, ca grup, nu mai exista, căci fusese supus, cum se știe, presiunilor securității și acțiunii dizolvante, imperative a autorităților comuniste, grupului, grupărilor li s-au adăugat treptat, căci ei au rămas scriitori activi și nu au cedat, li s-au adăugat treptat și alții, Herta Müller, care între timp a devenit atât de bine cunoscută, premiantă Nobel, dar și alții, Helmut Pritz, Helmut Braundorfer și alții și alții. Sigur, le putem alătura și numele colegilor lor și ai noștri, scriitori, poeți de limbă germană, ardeleni, sași, Werner Zöllner, Franz Hodiak și Anemone Lațina și alții și alții. E o falangă importantă, o filieră importantă a poeziei de limbă germană, dar scrisă în spațiul românesc de către cetățeni români, deci o zonă literară prețioasă pentru ambele culturi, și pentru cultura română și pentru cultura germană. Faptul că, iată, în această formă Krem și Totok ne oferă motive de discuție, cred că merită subliniat în mod special. Cred că adunându-ne încet încet, au mai venit dintre obișnuiții cafenelei critice, putem să facem un pas mai departe și, Willy, te invit pe tine. Te invit pe tine să faci o prezentare a prezentării, pentru că, de fapt, probabil vei face un fel de rezumat al prefeței tale. Te rog.
și neapărat la microfon. O să vorbesc la microfon și o să încerc să nu repet ce a spus Bogdan. Este un text, o să vedeți, în limba română, că era pregătit pentru România. Acestea. Am și o versiune în limba germană, care, din păcate, nici nu e la mine. Dar oricum vorbim în limba română și la Poimene, la Timișoara și la Reșița, de asemenea. Pentru că are loc un turneu de promovare a acestei cărți, că suntem în vremuri în care se fac turnee de promovare. Da. După seara de aici vor fi prezentări, cum ai spus, în alte două locuri, nu? Deci acest autor, Franz Xaver Kapus, despre care nu știm acum dacă a fost Schwab sau dacă a fost doar urmașul unor austrieci, ceea ce nu contează, indiferent ce o fi fost, s-a născut în 1883 la Timișoara. Eu v-aș ruga să urmăriți și ce o să apară pe ecran, că nu o să repet totul ce apare și nici ce a spus Bogdan deja. El a devenit celebru prin acele scrisori adresate lui Rainer Maria Rilke în perioada 1903-1908. El fiind student la Academia Militară din Viena, care era frecventată de studenți din întregul Imperiu Austro-Ungar la vremea respectivă, era Academia cea mai importantă din fostul imperiu. Dar el începuse deja ca elev al școlii de cadeți la Timișoara, pe care a urmat-o, să scrie poezii ciudate. Nu sunt cunoscute aceste poezii și nu sunt cunoscute nici poeziile pe care le-a trimis lui Rilke. Există o singură poezie care apare în acest epistolar care a apărut mult după moartea lui Rilke, un sonet scris de tânărul Franz Xaver Kapus, trimis lui Rilke, și Rilke apreciază într-o oarecare măsură măestria de a face versuri și de a face un sonet, că sonetul este o formă de poezie destul de dificilă de realizat. În textele pe care îi le trimisese lui Rilke, aici vedeți cele două ediții, una în limba română din 1977 în dreapta și în stânga prima ediție din 1929, acestor scrisori pe care le-a primit Kapus de la Rilke, și în care apare și această poezie care se numește Sonet, este reprodusă în original și în traducere în limba română în studiul introductiv pe care l-am scris în această carte. Deci nu cunoaștem despre ce este vorba în sau ce fel de poezie erau cele trimise de Kapus lui Rilke. Rilke vorbește ca un mare poet, așa mai degrabă despre sine decât despre poeziile lui Kapus, îi dă niște sfaturi narcisist fiind, care mai mult îl privesc pe Rilke însuși decât pe Kapus. Deci el încearcă să-i dea sfaturi, dar sfaturile alea pot să fie fost adresate oricui, nu numai lui Kapus. Bineînțeles că scrie din Roma, din Suedia, din de unde s-a plimbat Rilke la vremea respectivă. Și asta și explică de ce în tradiția editorială, nu numai în România, ci peste tot, aceste scrisori ale lui Rilke au fost publicate către, nu, de parcă ar fi fost scrise către un destinatar generic. Da. Uitați aici, către un tânăr poet, nu către X. Un citat dintr-una din aceste scrisori pe care o puteți citi, în care Rilke apare ca un poet ăsta din afara tuturor sferelor, un escapism ăsta narcisea, cum am spus eu acolo. Deci Nu este un dialog între cei doi, este de fapt un monolog al lui Rilke în care el își exprimă poziția față de poezie, cum trebuie să fie un poet, ce trebuie să fie poetul, și îl sfătuiește pe Kapus, neștiind ce scrie Kapus, îl sfătuiește să nu fie ironic, să nu scrie proză umoristică
Și nici versul umoristice. Că a pus între timp, abia deja niște cărți publicate. Abia cărți cu satire militare, de pildă, care au fost bine primite în Austria, în Austro-Ungaria. Rilke habar n-avea că acest tânăr poet care i se adresase scrie astfel de texte. Cred că dacă știa Rilke ce fel de texte mai scria pe lângă poeziile, cred că nu răspundea. Deci asta e de pildă un fragment dintr-o recenzie a lui Capus dintr-un volum Durch Monocle, prin monoclu s-a numit, bine primit la vremea respectivă dintr-un ziar care se numește Das Wiener Journal, Neues Wiener Journal. Sunt foarte, foarte multe astfel de recenzii ale cărților care au apărut. Vreo 5-6 cărți a scris el în perioada cât a fost student. A fost foarte productiv, plus de asta el colabora la o serie de reviste austriece. Dar nu numai austriece, ci și la o revistă timișoreană care s-a numit Von der Heide. Von der Heide era o revistă care a apărut înainte de primul război mondial, alcătuită de un pan-germanist, pan-german, cu o poziție politică foarte ciudată, un antipacifist, s-ar putea spune. Dau acolo și câteva exemple de poezii pe care le-a publicat el în Von der Heide, a unui autor care se numește Ludwig Fink, care a fost unul dintre promotorii nazismului mai târziu și autor al unor cărți în care se vorbește în 23, uitați aici și cartea, în anul 24 mai bine zis, în care vorbește despre eutanasie și despre necesitatea de a omorî persoanele nedemne de a trăi. Deci astfel de persoane erau foarte multe care erau publicate în această revistă Von der Heide din Timișoara, scoasă de Orendi Homenau, poreclit Romenau, fiindcă el era, cum să spun, lucra împreună cu românii din Ardeal și nu știu ce se întâmplă cu acest, a apărut ceva pe așa. Lucra cu partidele și organizațiile românilor care pledau pentru unificarea sau pentru alipirea Ardealului și Banatului de România. Din cauza asta avea porecla Romenau. Asta ca, așa ca anecdotă. Da. Aici sunt două imagini probabil necunoscute pentru cei care nu s-au ocupat de acest subiect. În stânga este Franz Xaver Capus, așa cum a apărut el în revista Von der Heide, și în dreapta este un coleg de-a lui, tot timișorean, Otto Alcher, cu care a colaborat și cu care a scos, ulterior, o să vă spun imediat, niște publicații la Budapesta și mai încolo au lucrat împreună și la Timișoara. Precum am spus, el publicase deja multe cărți, era o prezență în presa austriacă, Austro-Ungaria era liberală, deși era ofițer și deși era supus și rigorilor armatei, el putea publica în revistele și publicațiile civile. Și nu exista o cenzură care să cenzureze special. Când a început războiul s-a mai înăsprit, dar până când a început războiul nu era nicio problemă să publice și în alte publicații care nu aparțineau armatei. În momentul când a izbucnit războiul, el a fost supus cenzurii, bineînțeles. Dar în pofida faptului că exista cenzura militară, el a scris o serie de poezii, una o citesc și în acest studiu introductiv și una o să o vedeți mai clar acum,
O poezie intitulată Am Isonțo. Isonțo este un râu unde au fost niște bătălii îngrozitoare în primul război mondial cu zeci de mii de morți. Este o poezie deja, aș spune, în stil expresionist, pe care a salvat-o printr-o ditirambă la sfârșit, în care spune că să trăiască Austria, dar restul este o poezie expresionistă în care condamnă războiul. El era un pacifist moderat, cum îi spun eu. Pe lângă el erau alții care nu erau pacifiști. Era un pacifist moderat, social-democrat de stânga, aș spune, fără să fi fost el într-un partid vreodată. După știința mea, eu n-am găsit niciunde vreo referință că ar fi fost un partid, dar a fost un tip angajat și împotriva războiului. După ce a intrat România în război în 1916, au apărut în presa germană o serie de, ca de altfel, Cincea Română, caricaturi, satire și așa mai departe, ca de pildă în această revistă Simplicissimus, germană era, despre care în unele studii apărute în română după 1965, cât s-a vorbit despre Capus din când în când, s-a afirmat că Franz Xaver Capus ar fi publicat în această revistă Simplicissimus. Am văzut toată colecția. Nu e adevărat, este un mit care cineva l-a lansat, dar nu este adevărat, nu apare. Dar în Simplicissimus, căutând eu după Capus, am dat de o serie de satire și texte satirice legate de România după ce intrase în război. De pildă astea care le vedeți aici, asta am mărit-o puțin, e o satiră despre regele Ferdinand. Aici mai apare încă o dată în partea dreaptă o caricatură a lui Ferdinand, care avea urechile mari, dacă știți. Și scrie, o să vedeți, aici e regina, și textul, l-am pus că mi-a părut hazliu textul ăsta, zice Ferdinand cu urechile mari care ascultă ce îi spun rușii. Fiindcă știți că Bucureștiul era ocupat de germani și capitala, cu ajutorul rușilor, a fost mutată la Iași. Și în contextul ăsta apar o serie de caricaturi de genul acesta în timpul războiului. Nu o să predic prea mult, încă o serie de câteva imagini de genul acesta din revista Die Muschete, care a apărut până aproape de anul 38, când Austria a fost ocupată și integrată de către naziști. O revistă foarte bună, spun eu, care a apărut imediat după 1900, cred că în 1902, dacă țin bine minte. Și Capus era unul dintre cei mai importanți colaboratori acestei reviste. Scria el și articole politice, unele erau semnate, altele nu erau semnate. Un soi de satire rimate, de pildă o operetă a lui Lehar. Lehar era un autor de operete maghiar, maghiar-evreu, interzis în timpul nazismului, bineînțeles. Jucat în toată lumea la vremea respectivă și el face comentarii la o premieră, de pildă, a unei operete a lui Lehar care s-a jucat la Viena. A scris și piese de teatru, schițe, scenete și așa mai, Capus, de Capus zic. Unele... unele jucate cu mare succes și în timpul războiului pe scenele din Viena. În 1918 el a fost distins cu un ordin al împăratului. Franz Iosif murise de 2 ani și Carl I devenise noul împărat al Austro-Ungariei, numai 2 ani a mai fost. Și în această perioadă, Capus și împreună cu Otto Alcer, care l-ați văzut în imagine la început, au fost la Belgrad, unde au scos o revistă, un ziar mai bine zis, un cotidian, Belgrader Nachrichten. Un ziar de ocupație, de fapt, fiindcă era ocupată Serbia.
În ziarul respectiv pe care Franz Xaver Capus l-a condus, nu am găsit niciun text de-a lui în care să facă propagandă de război. Existau texte de genul acesta, dar din partea lui eu nu am găsit un text din acesta în care se instige la război. Deci eu n-am găsit. Eu, poate există în alte părți, dar eu n-am văzut. A colaborat la un mare catalog în cinstea împăratului, Heldenwerk, opera eroică se numește, în care iarăși a avut niște compromisuri, dar fără să fie atât de radical cum erau alți autori radicali. El lucrând în acest birou literar și ulterior în cartierul general de război, s-a numit de cultură, unde cam 150 de autori celebri, de la Rilke până la, știu eu, Roda Roda, care a scris despre el, erau prezenți. Pictori, scriitori, artiști, actori, care erau obligați să facă muncă de lămurire, muncă de propagandă, mai mult sau mai puțin radicală, așa cum cădea mai bine pentru fiecare. În România, sar acum puțin, fiindcă aceste texte ale lui, care au apărut în perioada până în 1918, au reapărut în România comunistă în 1970 și 71, un mic volum de schițe, foarte cu minte, e volumul acesta, dar a apărut romanul lui, primului roman expresionist, din 1918, Cei 14 supraviețuitori. Este o anti-utopie, cum s-au scris multe la vremea respectivă, după Grozăvile sau din cauza Grozăvilor din primul război mondial, în care este vorba despre 14 persoane care au supraviețuit un cataclism și o apocalipsă și așteaptă acum sfârșitul lumii. Și acest roman a apărut în 70 la București, inițial a apărut în 1918 la editura Ullstein din Berlin. Aici este un fragment dintr-o recenzie care a apărut în mai multe ziare, scrisă de unul dintre recenzenții la modă în Austro-Ungaria, despre acest roman, care a fost foarte bine primit. În partea dreaptă este singura imagine pe care am găsit-o într-un ziar austriac în 1918, a fost publicată, este foarte mică, ca o imagine, ca o poză de buletin, este, de-aia nu se vede ca lumea, când a primit acel ordin din partea împăratului. Aici o propoziție din această recenzie. HPTM, nu? Hauptmeister sau cum? Hauptmann este, capitan. HPTM este Franz Xaver Capus. Este capitan. Bekannter Schriftsteller, prescurtat. A primit Ritterkreuz des Franz Josef Ordens mit dem Kriegs, nu știu, e prescurtat de acolo. Kriegsband, așa, dar e un dâi acolo, nu e în ban. Propagandă din partea românească s-a făcut la fel cum au făcut și ceilalți. Aici am câteva imagini dintr-o carte apărută puțin mai după, la 4 ani după primul război mondial, scrisă de un general care făcuse parte dintre cei care au ocupat Budapesta în 1919. În perioada imediat după primul război mondial, criza economică, foamete peste tot, el se hotărăște să mute din Viena și se duce la Budapesta. La Budapesta îl întâlnește din nou pe Otto Alcer și un alt șvab bănățean, era într-adevăr șvab, Johann Röser se numește, care a scos acolo un ziar, jos în dreapta, îl vedeți, Deutsche Tageblatt se numește, un ziar social-democrat radical, aș spune, care era de partea Revoluției în Ungaria,
că în martie a ajuns la putere un guvern format din social-democrați și bolșevici. Un ziar foarte interesant, el era responsabil politic și scria articolele politice și editorialele, dar după ce intraseră trupele românești în Budapesta în 1919 și au doborât guvernul de atunci și s-a făcut loc lui Miklós Horthy, care a intrat în Ungaria devenind șeful Ungariei și care a declanșat teroarea albă, cum s-a spus, el s-a hotărât să plece din Budapesta și s-a mutat la sfârșitul verii, începutul toamnei, 1919, la Timișoara. A rămas la acest ziar un alt bănățean, unul dintre poeții buni bănățeni din Arad, un poet proletar, cu accente expresioniste în primele lui volume, dar mai încolo el a devenit un mistic. S-a sinucis parcă în 33 sau așa, a rămas în Budapesta, a scos în continuare acest ziar. Se numește Schmidt. Ajungând la Timișoara, el, Franz Xaver Kapu, s-a gândit că scapă de sărăcie, a început să scrie prin toate ziarele, probabil că a învățat și limba română, presupun că nu știa înainte limba română. Că sunt o serie de recenzii care au apărut, comentarii politice în presa timișoreană, a lucrat la două ziare importante, Temăsoară Zeitung, care era un ziar important, care a apărut până în 1941, a fost interzis de către Antonescu, de-abia după 23 august a reapărut și a apărut până în 49, când s-a fondat la general comunist Neuerbeek. El a lucrat la acest ziar, la care au colaborat somități, de la Thomas Mann până la Werfel, scriau în acest ziar. A apărut deja în secolul XVIII, era unul dintre primele ziare pe teritoriul de astăzi al României, mă rog, atunci era Austria, că Timișoara era încă netrecut sub administrație maghiară, de-abia după ce s-a făcut dualismul, 1871. Aici sunt două exemple de propagandă românească tardivă, aș spune, vis-a-vis de primul război mondial și de intervenția asta din Budapesta, sentimentul expansiunii românești, de pildă, scrie un autor care în timpul lui Ceaușescu a putut iarăși să publice, după ce era interzis în perioada stalinismului. În 1921, stând la Timișoara, în 1921, după ce apăruse cei 14 supraviețuitor, a scris acest roman de Peitsche Mantlitz, Biciul dispețului, cum a tradus domnul Crem titlul. În același timp apăruseră și primele filme, s-au făcut o serie de ecranizări după alte romane. Aici vedeți două afișe, unul din 1918, după un film de Rote Reiter, un film care s-a făcut un remake în 1938, încă o dată. Călărețul roșu. Da, Călărețul roșu. Romanul este prost. Că el a scris o serie de romane după ce a plecat din România. A făcut o serie de turnee prin România, a văzut că este extrem de provincial, totul era dezamăgit. A mers și prin Sibiu, și prin Brașov, și prin zonele astea locuite de germani, de sași germani. În Banat a dat de o populație care, mă rog, era lui ciudată. Există o singură laudă pe care am găsit-o într-o revistă, Ostland se numește, a apărut la Sibiu până pe la sfârșitul anilor 30, în care spune cel care a scris cronica că este un poet șvab, zice ăla că e șvab,
care nu are nimic de a face cu mirosul fatal al gliei naționale, fiindcă textele care se scriau pe aici erau din astea naționaliste, cu semănătoriste, dacă asemănăm cu literatura română. În acest context a făcut și un concurs literar la Timișoara. El, neavând bani, știind că este bun poet, a participat la acest concurs și a luat premiul întâi și a scris o poezie care se numește Cântecul al șoabilor biruitori. Un text care e de sânge și glie. Perfect se încadrează în estetica asta mai târzie a naziștilor. Foarte interesant, el era negat de către critica literară care devenise tot mai populară, völkisch în germană, în perioada anilor 20-30 și anii 40, oricum era nazistă și nu mai publica nimeni altceva decât ceea ce era permis. Și în 1939 apare la Viena o antologie a poeziei germane din România, a șoabilor, mai bine zis, în care i-a amintit și el, și tocmai cu această poezie din 1921 este pus. Dar în nota biografică pe care a alcătuit-o o doamnă care a scos această antologie, se distanțează de el și spune că el este un reprezentant al literaturii asfaltului. Acest termen de literatură de asfalt era un termen în care erau pânegriți autorii jidobiți, cum se spunea, priudăt, sau cei care nu erau cu naziștii. Deci el era trecut în această categorie. Și evident modernizat. Da, modernizat, da. Tot, că moderniștii nu mai aveau civilizații, noutății. Expresionismul nu mai avea, era scos din muzeele după 1933. Asta era artă decadentă, Entart de Kunst, mi se spunea. El intrase exact în această categorie, dar el încetase să mai scrie ceva serios. El a scris literatură de consum, după ce a plecat în 1925 din Timișoara, dezamăgit, dar a avut și o ofertă bună, el era și un gheșeftar, aș spune. El știa să se descurce. A așteptat până... Mai spus gheșeftar? Da, eu spun... Asta spun, s-a pierdut. Nu, eu spun... Știu eu ce spun. În 1929 a scos el de-abia aceste scrisori, a așteptat să moară Rilke. Nu știm unde sunt textele lui, unde sunt scrisorile lui, ele au dispărut. Și aceste scrisori au fost vândute cu 1.000.000 de mărci prin anii 50. Nu se știe acum unde. Un american, un admirator al lui Rilke, a cumpărat aceste scrisori și au rămas la respectiva persoană. Nu se știe exact cine le-a cumpărat. Dar el mai trăia, el a murit în 1966. O chestiune, și cu asta termin, o chestiune oarecum inedită din această biografie, și în anii 90, toată lumea din sală probabil că știe, s-a făcut un film despre Holocaust al lui Steven Spielberg, Lista lui Schindler. În acest film este o scenă cheie. O să vă arăt, nu știu dacă o să funcționeze, că am și separat. Sunt duși copii despărțiți de mamele lor, duși să fie omorâți. În momentul când sunt transportați, se pune prin difuzoarele care erau instalate în curtea fabricii sau lagărului sau ce era acolo, s-a pus o melodie. Și melodia asta se numește Mamaci. Mamaci kauf mir ein Pferd. Se cânte și până astăzi. Textul acestui cântec este scris de Capus. Mă tem că nu vă arăt imediat separat asta. Și cu asta am încheiat atunci. O să vă aduceți aminte de film. Asta trebuie să meargă pe acest. S-a auzit și un șlagăr tipic
perioada anilor 30. Ați putut urmări și eforturile lui Totoc de a întrerupe, nu brutal, ci nu, eu voiam... stingând sonorul, cum se cheamă pe românește, fade out, nu ceva. Eu voiam să vă arăt pe românește fade out, foarte profesionist. Un fragment scurt din film, unde se cântă chestiunea asta. Vin copiii din barăcile respective și tonul e... Trebuie să dai din nou sonorul. Da, sonorul e meu. Trebuie să fii profesionist din nou. Cântă acest cântec, copiii. Este fragment din lista lui Schindler. Asta e ce? După război, în 1945, Capus a fost printre semnatarii unui apel al Partidului Liberal în care s-a pronunțat contra nazismului și pentru democratizarea Germaniei. Și cu asta am încheiat predica. Mulțumim frumos! După cum ați văzut, William Totoc ne-a oferit de fapt o miniconferință despre Franz Xaver Capus. Între timp au continuat să vină și aici și s-au așezat și în încăperea a doua, în salonul al doilea, colegi, prieteni ai noștri care vin de obicei la Cafeneaua Critică ceva mai devreme, mai târziu decât, pardon, începeți aici dumneavoastră întâlnirile serii, deci în fine, acum am depășit ora până la care ne adunăm și noi la Cafeneaua Critică. Reamintesc în foarte rapid rezumat că avem o ediție specială, dezbatere a Casei de Cultură Friedrich Schiller, Schiller House, Cafenea Critică și lansarea editurii Muzeului Național al Literaturii Române, reprezentat aici și de Andreea Drăghicescu. La un moment dat am văzut-o trecând prin cadru, tot ca printr-un film, pe Alina Ioan, directoarea editurii, coordonatoarea editurii. Mai sunt și alți colegi, colege de acolo. Sigur, cartea se poate cumpăra. Și discutăm despre această carte, despre acest autor foarte interesant, împreună cu William Totoc și Werner Krem, scriitori germani, de limbă germană, adică din România, foști membri ai Acțiunsgruppe Banat, William Totoc, berlinez între timp,
cunoscut poet, jurnalist, Werner Krem, de asemenea cu o carieră ziaristică și de traducător în principal. William Totok a alcătuit această ediție, recuperând figura aceasta atât de interesantă, după cum ați văzut, a unui scriitor, intelectual, personaj istoric, care a traversat epoci cu multe, multe schimbări de statut politic, administrativ, cultural, lingvistic, un germanofon bănățean, timișorean, care ajunge să conducă un ziar de limbă germană la Belgrad, urmă lucrează în presa de limbă germană de la Budapesta, revine în Timișoara lui natală și aici scrie publică și va ajunge după războiul al doilea în, ca scriitor german. Da. O să-l invit acum pe Werner Krem să preia microfonul, ăsta al doilea, și Werner, să ne vorbești puțin despre roman și, sigur, inevitabil din perspectiva traducerii a traducătorului, dar și despre carte ca atare. Știai cartea înainte să primești rugămintea de a face? Nu, n-am știut cartea, am citit-o la recomandarea domnului Totok ca să-i întorc politețea. Dar despre Capus știai? Ascult, de Capus am învățat și la facultate. Eu am fost un student foarte conștiincios. Așa. Da. Și la germanistică se învăța și despre Capus. Da, da. Am avut literatura germană din România, un curs, unde a fost nu numai ca destinatar al, sau corespondent al lui Rilke. Eu ca destinatarul l-am cunoscut. Noi am avut curs special unde un curs, două ore, ni s-a predat și Capus. Vreau să povestesc după aceea cum am descoperit această carte, că am făcut-o și la lansare și de când am vorbit despre el tot am spus, am evitat. Imediat. Oricum, dacă l-ascultați pe domnul Totok, din nou repet, atunci vă dați seama de ce eu traducerea am terminat-o în 6 săptămâni, lui au trebuit 6 luni ca să facă cuvântul înainte. Nu este obiectiv, eu am fost bolnav între timp. Dar eu am, totuși, eu m-am uitat în toată presa austriacă și a durat foarte mult. Eu am încercat să fiu cât mai conștiincios și să descoper ce alții până acum n-au descoperit. Inclusiv texte care ar trebui publicate. Inițial noi voiam să mai punem niște texte în limba germană, poezii, dar ar fi fost imposibil să găsim acum repede să traducem sau câteva schițe în plus. Da, asta a fost mai ales insistența mea. Eu am văzut proiectul acesta și cred că va rămâne așa, ca o ocazie specială de recuperare a unui personaj cultural, a unui autor. Și nu cred că se vor mai publica în România curând cărți traduceri din Capus și atunci am gândit că e util de făcut o cercetare amplă, să există o prefață amplă și în anexă cât mai multe alte texte, poezie, erau, eventual articole din aceste reviste. Iar mica ironie colegială a lui Werner Krem nu avea nevoie de o apărare a ta, pentru că asta vrea și el să spună, că ne-am dat cu toții seama că e nevoie de 6 luni, nu ajung 6 săptămâni, ca să faci o documentare și de fapt mult mai mult decât 6 luni, pentru că sunt lecturi acumulate în timp pe care Willy Totok le-a folosit, le-a integrat în studiul lui introductiv. Dacă se va face o ediție, aici nu se aude parcă. Da, se aude. Dacă se va face o ediție germană pe care intenționez să o fac în Germania, n-am găsit editorul, în anii 90 am tot căutat, doar fragmentar am publicat, un mic studiu care n-a nimic cu acesta, și niște fragmente din acest roman. Dar un editor care vrea să câștige bani, caută oameni care trăiesc, nu care sunt morți și care nu sunt cunoscuți. Și așa, dar am un editor și cred că acolo o să fie atunci și textele băgate, care din păcate
nu le-am pus noi aici, că n-am avut cum să le mai traducem. În orice caz, cuvântul sau studiul introductiv merită citit și pentru foarte multele legături care le face Vili pe baza studiilor sale la arhivele CNSAS și așa mai departe. Ați văzut la un moment dat acolo edițiile în limba germană care au apărut la începutul anilor 70 și ați văzut un portret acolo, un militar, Heinz Stănescu. Heinz Stănescu a fost ofițer de securitate care după aia a devenit brusc lector la germanistică la Universitatea din Timișoara, din București, și a scos aceste cărți. Iar referitor la ce a spus Bogdan, că nu crede că prea curând va mai apare în română ceva de Capus, o părere modestă, Die lebenden 14, pe care eu i-aș traduce cei 14 rămași în viață, ar merita să fie editat. Dar și pentru asta aceeași problemă. Trebuie găsit cine o face. Nu traducerea, pentru asta se găsește. Este un roman gros. Da, e voluminos. Și problema este că ar trebui confruntat. Nu trebuie luată ediția scoasă de Heinz Stănescu, ofițerul de securitate, fiindcă el a lucrat foarte superficial în multe chestiuni care studii, știu eu, articole, cursurile de la universitate, inclusiv data morții e greșită la Capus, ne referim numai Capus, și plus alte multe date sunt greșite. El a adunat foarte mult. Mai mult. Avea de pildă scrisorile lui Sigmund Freud. El a fost dat afară din securitate în 1952 din cauza homosexualității. A devenit profesor la Universitatea CI și a fost primul critic sau al doilea, cum vreți, ierarhie, să nu facem, al socialismului realist pentru literatura germană din România. Un tip extrem de productiv, socialismul realist. Eu mai gândesc și nețește uneori și am zis, e invers. Atributul în față sau sunt invers. Sunt arma consacrată pentru, mă rog, doctrina, să zicem, în multă perioadă literară. El scriind... Asta a fost realistul socialist. El scriind... informații, note informative ample despre literatura germană din România, pe care ele publica și în cărți. Apare o carte în 1967 care se numește Rapoarte. Așa, erau intitulate, nu e niciun banc, ce spune, e adevărat că eu am confruntat ce scrie în carte cu ce este acolo la el în dosar. Și acest tip, având acces la tot felul de arhive, avea ajuns în posesia unor scrisori ale lui Sigmund Freud, care era în anii 50 până în 64-65, nu era o persoană despre care se vorbea public. Psihanaliza era o știință burgheză, decadentă și interzisă, practic. Psihiatria care se practica atunci nu se baza pe ceea ce a scris Freud. El a făcut un mic deal, o mică afacere cu securitatea și au vândut aceste scrisori, nu mai țin minte exact câte erau, le-au vândut în Occident și și-au împărțit jumătate din banii a primit el, cealaltă jumătate a mers în fondul, așa numitul fond CIS al securității. Și astfel de exemple mai sunt. Cum a ajuns el la publicarea lui Capus, nu-mi dau seama, el spune într-o postfață a uneia dintre cele două cărți, afirmă că el ar fi vorbit cu văduva lui Capus. Capus a murit în 1966. Cărțile acestea au apărut în 70-71, deci cu 5-6 ani mai încolo. Ea a trăit... Deci văduva lui Capus a trăit în urma onorariilor care tot mai curgeau din aceste filme, din acest cântec, de pildă, zeci de mii de mărci au luat pe acest cântec, care se cântă până în ziua de astăzi.
plus cărțile acestea de divertisment care le-a publicat. Și ea pe deci lua banii. El, într-adevăr, citează scrisori de ale ei, că el a fost în Berlinul de Vest în anii 60, de unde el afirmă pe undeva că a primit permisiunea să publice aceste cărți în România, fiindcă nu există un copyright trecut în aceste cărți. Dar oricum se fura în perioada comunismului, de pildă la Noi Literatur se publica Günter Grass și orice, și șeful... Bun, hai să închidem paranteza asta, Heinz Stănescu, și să ne întoarcem la roman. Redactorul șef zicea să vină Schurkamp, este referia la editura Schurkamp, unde a apărut de asta, vine domnul Schurkamp la mine, că îi spun eu, că noi publicăm. Bun, deci, din nou, romanul lui Capus. Oricum, vedeți că Vili o comoară în chestiile astea și o să găsiți în studiu introductiv foarte multe trimiteri, dar nu așa de detaliate, cum a spus acum. E mai serios așa, da. Am fost provocat să vorbesc despre traducere. În primul rând, trebuie tot timpul să mă justific de ce am schimbat titlul în română. Vă pot spune simplu. Ultima frază din originalul german sună exact așa cum am pus titlul. Și anume, un beugte sich tief nieder und küsste die rote, blutende Fleischmasse rechts und links des verzogenen Loches, wo einst der Peitschenhieb des Hohnes gesessen hatte. Or Peitschenhieb des Hohnes este biciul disprețului. Lovitura de bici a disprețului ar fi mai exact, dar biciul disprețului e mai scurt și mai concis. Una din metehnele unui traducător este faptul că este singurul care trebuie să citească cu mare atenție ce traduce. Nu poți să citești neglijent. Și la final, când pui titlul, trebuie să te și gândești dacă biciul în obraz este mai expresiv decât biciul disprețului. Eu am găsit că e mai expresiv disprețului. Asta e explicația de ce am schimbat titlul în versiunea românească. Mai percutant. Nu știu, s-ar putea. Biciul este percutant. Ce se face? Da, voiam să vă atrag atenția însă și mărturisesc că acest aspect asupra căruia vă atrag atenția l-am remarcat abia când am recitit cartea pentru această întâlnire. Și anume versiunea românească. Capus a fost un scriitor profesionist și există nenumărate fragmente care s-ar putea cita în sprijinul acestei afirmații. În primul rând, a știut să construiască un story. Începe încă o explicație. Am renunțat la punctuația, la formele specifice ale expresionismului german pe care originalul german care îl aveți în carte vi le dă. Deci eu am făcut m-am străduit să fac o versiune românească care să se citească fluent de un cititor din secolul 21. Fără să alterez conținutul, fără să mă bag în esențial acele influențe din Freud, influențe din Nietzsche pe care le găsiți în această carte. Se pare că Capus a studiat cu mare atenție pe cei doi, pentru că și portretul unui stigmatizat deja în sine este și o bază psihanalitică, dacă vreți. Deci am încercat să fac ceva fluent dintr-o treabă care în expresionism se făcea puțin altfel. Apare aici strania figură a aposiopezei. În germană tot așa îi se spune, aposiopeze. Sunt cele trei liniuțe de gândire.
alăturate una după alta, care înseamnă că, citind, acolo trebuie să faci o pauză și să inspiri odată adânc și să expiri. Atâta să fie pauza. Trei liniuțe de gândire. Aposiopeza. Și propoziția de obicei se continuă după aceea. Însă acolo trebuie o pauză. Deci sunt metode care expresionismul le-a dezvoltat. Capus le folosește profesional. Însă pentru un cititor român de astăzi, eu nu am văzut sensul să le preiau. Apoi am urmărit și aici am fost foarte atent să încerc să reproduc acea ritmicitate. Capus începe într-un ritm relativ lent și anume permanent în povestire apare o creștere și o descreștere. Iar pe parcurs ce dezvoltă povestirea, această creștere culminează. Culminează în moartea personajului principal, care este destul de chicist descrisă. Vili, în cuvântul lui înainte, scuze Vili, domnul Totoc, în cuvântul lui înainte zice clar că este o reverență față de gustul cititorilor, această dulcegărie a sfârșitului. Sunt și eu convins că așa este, pentru că are dreptate când spune că s-a priceput Capus la geșeft, la afaceri, și a scris ca să vândă, nu ca să fie într-un sertar sau să zacă pe masa casei Schiller. Ca să vedeți cum scrie Capus, vă citesc începutul. E un fragment mai lung, dar sper că nu vă plictisește. Pentru că descrie, de fapt, atmosfera din Timișoara, zicem noi. Așa a stat ca Mückler, un nume tare straniu pentru un personaj principal, așa a stat ca Mückler în așteptarea alaiului funerar, nemișcat în fața porții larg deschise a hanului poștei, cu o alură nici gârbovită, nici scrobită. Pe fața lui nu se vedea nicio urmă de tensiune. Locuitorii orășelului, este orășel, și să nu uităm, pe vremea când Capus trăia acolo, Timișoara avea 48.000 de locuitori aproximativ. Deci locuitorii orășelului treceau pe lângă el, îndoliați, în hainele lor sumbre, cu irizări verzui. Le scoseseră din dulapuri, din lăzi de zestre și din scrinuri. Defunctul consilier comunal merita cinstea asta. Vântul verii se juca cu pălăriile doamnelor care se clătinau. Cu marile lor vele din împletituri fine, ascunzând părul netezit meticulos. Purtau toate rochii de sărbătoare. Sub mânușile scămoșate de lână, li se chirceau degetele transpirate. O grămadă de cilindri antediluvieni se mișcau parcă aprobator, încuvințând în ritmul celor care forfoteau pe trotoare și pe macadamuri. Valul de oameni se scurgea într-o singură direcție. Toți se îndreptau spre locul unde străduța dinspre munte, aici falsifică, dădea în piața principală. Acolo se afla casa lui Tobias Matzl, cufundată și ea în tristețe ca și oaspeții ei. Acolo zăcea cel căruia orășelul îi datora spitalul, conducta de apă curentă, orfelinatul, îi se spunea instituția pentru păstrarea copilașilor. În scrinul îngust, bărbatul zăcea acoperit de flori. Mai toți fremătau în jurul lui.
nu și ca Müller. Asta e prima urcare, coborâre. Urmează altele ca apoi doar să mai urce. Deci știe să scrie și sunt fragmente unde într-adevăr v-aș mai citi... Fragmentul acela cu ședința psihanalitică, da, una din, da, din scenele cheie acestui roman, dacă îmi permit să adaug ceva, nu este construit în stilul, în stil clasic, să fie un punct culminant și după aceea să se rezolve situația. Este ca în multe proze moderne, totul pe ultima pagină se rezolvă conflictul între acest Camusler cu un nume neexistent, dar expresioniștii așa făceau, dădeau nume care nu existau și astfel e și el numit Camusler. Și acest Camusler care e stigmatizat, nici n-am spus până acum asta, el zâmbea tot timpul. Era la această mormântare sau era la mormântarea mamei sale sau la alții. Avea un rictus. Și el zâmbea și acest, din cauza asta, el se simțea și era și stigmatizat și de către ceilalți, dar și el se simțea. Este un motiv, zic eu, am și scris în studiul introductiv, romantic, fiindcă deja în secolul XIX apare acest motiv literar al omului stigmatizat. Și e preluat, nu știu dacă Capus cunoștea literatura romantică din secolul XIX sau dar eu presupun că știa. Și e oarecum înrudit, dar expresionismul ca un curent literar de la începutul secolului 20 a preluat o serie de elemente din romantismul german. De pildă, există un roman celebru al romantismului în care pe prima pagină se spune că la pagina X 300 personajul principal se sinucide. Dacă mergi acolo, vezi sinuciderea. Sau la E.T.A. Hoffmann, nu? Unde Motanu citește memoriile muzicmaestrului și a doua zi duce muzicmaestrul memoriile în tipografie, dar acolo Motanu totul l-a învârtit și apare cartea unde în mijlocul propoziției se oprește discursul Motanului sau discursul memorialistului. Deci astea erau metode foarte moderne în secolul XIX. Și nu te știam așa amator de divagații. Da. Da, vreau să vă mai citesc un fragment, tot vis-a-vis de măestria de scriitor a lui Capus. Și am ales acest fragment pentru că vin dintr-un oraș unde până în 1962 s-au construit locomotive cu aburi. Eu am asistat de nenumărate ori la manevrele locomotivelor. În stații stau pe loc, tremurând și zguduindu-se din tot corpul ca niște animale înfricoșate, dar lăsând să se bănuiască forța și plenitudinea simțirii cu care sunt pline până la refuz. Și dintr-o dată acel om, care este Dumnezeul mașinii, face o minusculă mișcare cu o manetă, doar o scurtă învârtire. Și atunci, din corpul de oțel, țâșnește jubilând aburul, ținut până atunci sub presiune, învăluiește suveran totul în jur, în ceață, e fierbinte ca lava, împrăștiind scântei ca jarul iadului. De două ori apar locomotive cu abur în acest roman, de fiecare dată în situații cheie. Aici apare locomotiva cu abur înainte de singurul act sexual pe care îl face Camusler și a doua oară apar când se duce spre moarte. Interesant. Da, și asta se vede în multe locuri din carte, cum ați putut remarca acum cu toții, există o plasticitate, o expresivitate cu totul aparte a scriitorului lui Capus, care folosește... Și vreau să adaug că îți face plăcere să traduci așa ceva. Uh-huh. De-aia am și avut spor.
folosește o gamă destul de extinsă de epitete și pe urmă construiește imagini interesante. Eu aș adăuga oarecum în spirit, să zicem, contraexpresionist. Expresionismul a fost mai degrabă patetic. Dar în asemenea pasaje se vede un filtru ironic, un revers ironic destul de accentuat, aproape satiric sau caricatural. De pildă, adunarea asta atât de expresiv descrisă a oamenilor adunați pentru o ceremonie funerară, cu pălăriile doamnelor care sunt așa de sofisticate, dar bate vântul și atunci vântul le clatină și ele arată ca niște animale antediluviene care mișcă, deci, într-un fel de epocă pre... cum se cheamă asta, de existențe subacvatice în care toate animalele astea gelatinoase tremură, mișcă. E foarte expresivă și în același timp foarte comică scena, care ar fi trebuit, nu, să fie altfel menținută în limitele tragicului. Ești la o înmântare, totul e sumbru, e trist. La fel și nu, corporalitatea, altă metaforă, care tot corporalizare de obiecte este, deci un fel de animism pe care îl vedem în asemenea secvențe. De data asta obiectul nu mai este vestimentar, e locomotiva, dar care și ea tremură ca un corp care pare șubred, nu? Tremuratul e un semn, un simptom de slăbiciune, dar totuși dă de înțeles, spune textul, că are forță. Deci e un animal cu mari energii, cu mare potențial. Pot să mai citesc un fragment atât de expresiv și v-aș pune apoi întrebarea: ce vă aduce aminte? Apoi, dintr-o dată, i s-a deschis gura, larg, colțuroasă, devenind o gaură adâncă, neagră, insondabilă. De acolo răsuna asurzitor de ascuțit un strigăt. Un strigăt de disperare, un strigăt de moarte, un cuvânt, o vorbă, o propoziție. Dar tu râzi. Acel rictus. Strigătul străbătea ca un pocne de bici trunchiurile copacilor, odată, de două ori, de trei ori, de sute de ori. Dar tu râzi. Strigătul se împotmolea în fiecare lucru. Ecoul revenea mereu, creștea din sol, urca la cer, spre pumnul împlântat din dreapta și din stânga, era fulger de sus și de jos. Toată pădurea urla. Dar tu râzi. Ce tablou vă aduce aminte asta? Exact. Strigătul, schirc. Schirc în norvegiană. Cele cinci tablouri. Strigătul. Minus râsul. Apropo de asta, vin, îți dau imediat microfonul și vorba, dar dacă tot suntem la rictus din nou, e de adăugat ceva aici apropo de descendența romantică a motivului stigmatului. Stigmatizații romantici sunt, evident și în bună logică, sunt stigmatizați negativ, ca să spun așa. Adică poartă pe obraz un semn urât sau șchioapătă sau au cocoașă sau sunt marcați, sunt însemnați în registrul urâțeniei, sunt sluțiți, sunt distorsionați, pe când la capus e un fel de răsturnare, totuși nu cred că poate fi interpretată altfel decât ironică, a motivului stigmatului, pentru că e de fapt un stigmat pe dos.
în loc să aibă un rictus care să-l facă să pară tot timpul că plânge sau că suferă, personajul are un rictus care dă impresia tuturor că el râde, deși el nu zâmbește. Ceea ce creează toate, mă rog, contratimpii, inadecvările pe care... El e într-o inadecvare permanentă, pentru că lumea e tristă, viața e tristă, înmormântarea e tragică și el nu poate face altfel decât să-și tot etaleze rictusul involuntar. Deci e aici o construcție foarte interesantă. Încă o dată, un autor interesant. Este o povestire în povestire, el mătrusește tatălui fetei de care se îndrăgostește viața lui și povestește de când și-a dat el seama, de când a conștientizat că este un stigmatizat. Povestind de la prima comuniune, cum se dă la catolici, când preotul i-a refuzat să-i dea ostea, fiindcă el zicea că el râde. Poftim? Că nu merită. Mă rog. Dar nu îi dă ostea și el interiorizează acest lucru și pe parcursul povestirii, dar și în paralel pe parcursul povestirii romanului, asta se amplifică, acest stigmat pe care el îl conștientizează. Există o interpretare foarte ciudată a unui fost profesor al nostru, care nu știu cum a citit romanul, care afirmă într-un studiu, într-un curs universitar, urmă publicat, că acest Camucler, acest personaj principal, el neagă faptul că acest personaj principal s-ar fi sinucis. Dar e evident că acest personaj, nemai suportând această tensiune în care el trăia de la, din copilărie până la acest dezastru pe care a citit domnul Crem mai înainte, când povestește când fata cu care a petrecut noaptea, dimineața îl vede și disperată spune: tu râzi de ce s-a întâmplat în noaptea asta cu noi. Și asta era punctul în care el se decide probabil deja să se sinucidă, că se întoarce la hotel. Acum nu o să vă povestim romanul, merge la hotel, mai stă puțin și vrea să plece din oraș, dar se întoarce pe maidanul orașului, trecând pe lângă locomotive. Și se urcă într-un carusel și se sinucide. Și cu asta se încheie acest roman al stigmatului Camucler. Werner, tot pe tine te-aș întreba, dacă tot ai pomenit și cursul acela despre literatura germană din România, în care ai auzit și numele lui Capus. Acum și după lectura și traducerea romanului ăsta, cu notele lui bănățene mai vizibile, cum îl vezi pe Capus eventual recuperat de o asemenea perspectivă de istorie literară locală și europeană în același timp, multilingvă? Eu la un moment dat m-am întrebat altfel. Cum l-aș fi văzut ca student dacă l-aș fi citit atunci? N-am răspuns. Acum zic că merită să fie reapreciat, recântărit și chiar reașezat în panoplia literaturii germane. Dar ce aș fi zis ca student când oricum aveam o mare desconsiderare pentru profesorii care ne predau la germană la Timișoara? Așa este. N-am avut decât unul singur față de care am avut stimă și care și-a câștigat stima de la noi și pentru care mergeam din cauza lui la cursul, nu pentru conținut, pentru că preda dialectologie și habar n-aveam de dialectologie, dar îmi plăcea să mă duc la el pentru că era un om după gustul meu. N-am avut altul.
ce am făcut noi la, ca studenți, nu știu cum a fost la tine, Vili, tu ai fost puțin mai târziu, la noi a fost așa că efectiv n-aveai nici un motiv să te duci din cauza unui profesor, excepția acesta, la facultate. Dar totuși... Mergeam pentru că era alt regim, aveai bursă, pierdeai bursa dacă aveai absențe și așa mai departe. Stăteam acolo și citeam cărți. Altele decât cursuri. Werner, dar din ce ne spui nouă astăzi seară, se deduce că cel puțin încă o persoană din corpul la profesoral are măcar meritul că predând materia respectivă, tu, student conștiincios, ai reținut acest nume. Înțelegem că nu din cursul de dialectologie. Am reținut numele pentru că a trebuit să învăț cursul pentru că am dat examen, dar nu pentru că m-a interesat. Ok. Vili, te rog. Cum l-am descoperit eu pe acest autor? Am mai spus anecdota, cei care au fost de față să mă scuze că o repet acum. Eram în anul 3 de facultate, înainte de arestare, și am făcut practică la Arhivele Statului și la Biblioteca Municipală din Timișoara. 1975, în vara lui 75. Și cum se procedează în diferite biblioteci și astăzi și atunci, s-au mai scos din când în când niște cărți de acolo să se ducă la DCA. DCA era o întreprindere care prelua hârtiile, topit hârtia și reciclare, ceva, da. Reciclare așa. Și un mare teanc de cărți erau în curtea bibliotecii din Timișoara, unde m-am aruncat să caut, să văd ce e pe acolo. Și între acele cărți am găsit această carte a lui Capus, de care nu știam, până în momentul ăla nu știam cine e Capus. Poate știam aia cu Rilke, nu, aia nu pot să datez, dar romanul ca atare atunci l-am descoperit și din acesta am făcut și această ediție, fiindcă coperta romanului nu există, numai coperta interioară. Și eu n-am găsit o ediție, nici în bibliotecile germane, cu coperta originală, fiindcă romanul a apărut în 1921 la Timișoara, într-o formă sau formulă tipografică neconformă normelor ortografice ale limbii germane, când, de pildă, nu există un Scharfes S, se scrie cu doi S. Seamănă mai mult cu normele actuale ale limbii germane decât cu normele de atunci. Noi am reprodus exact după normele din 1921 acest roman, ediția asta bilingvă. Deci asta a fost descoperirea lui Capus. După aceea am mai citit. Și... Da, am putea spune că noi acum toți suntem aici pentru că la 20 ceva de ani, tânărul Totoc a scormonit într-un morman de cărți care erau aruncate în curte ca să fie luate cu basculanta și duse la topit. De cartea asta zic, fiindcă despre el am mai citit un eseu din, cred că în 1968 sau 69 a apărut în Noi Literatură, asta era revista Uniunii Scriitorilor în limba germană, era liberalizarea după venirea lui Ceaușescu la putere, când s-a început a se vorbi despre astfel de autori. Și un autor din Timișoara, Franz Liphart, se numea, a scris un text în care el prima dată a vorbit despre Capus, despre prezența lui Capus la Timișoara. Dar probabil, nu știu, mi-e greu acum să fac o legătură, Liphart era evident mai în vârstă și poate că apuca să-l cunoască în Timișoara. Da, sigur că-l cunoști, a cunoscut. Deci probabil sigur. Că existau, nu cred că e mai posibil să existe acum, dar existau martori. Ai trecerii lui Capus, nu numai, sigur, se născuse în Timișoara, plecase pe urmă în familia lui, el spre Viena și revenise în 1919, nu? Deci el mai avea în anii 70, cum spui, trăiau încă oameni în vârstă care putuseră fi tineri în anii războiului. Rudele lui mai trăiau în anii 70 și dacă vă uitați în ediția asta din 1977 ale scrisorilor scoase la Timișoara la Facla cu un studiu al lui Andreas Lilin, acolo o să vedeți citate din scrisori
pe care Capus le scria la rudele lui din Timișoara și toate rudele acestea în anii 70 mai trăiau, atunci eu nu știam de rudele lui. Mă rog, scrisori care la rândul lor s-or fi păstrat undeva, sunt depuse într-o arhivă. Am încercat, s-au pierdut. M-am interesat când am făcut studiul introductiv, nu există, nu știu. M-am interesat dacă și dacă nu greșesc, domnul Lenin a trăit foarte mult. Nu, Lenin a murit la sfârșitul anilor 70, la vreo 2-3 ani după. Andreas A. Lenin. Da, la vreo 2-3 ani deci după. Deci am impresia că parcă am... Da, ok. Da, da. Ok. Ce adăugăm la prezentarea asta, discuția asta despre o carte foarte interesantă a unui autor mai ales foarte interesant, cu statutul ăsta atât de special, cu o identitate atât de multiplă. Ca să nu lungim, punem un amin, că am predicat destul. Haideți să nu închidem fără să vă întrebăm pe toți dacă doriți să adăugați ceva, să întrebați ceva subiectul, cel puțin așa cum am încercat cu toții și eu în mod special cred să-l prezentăm, are și o dimensiune senzaționalistă, nu? Deci e ceva ieșit din comun. Afli că destinatarul scrisorilor lui Rilke, un tânăr poet, un tânăr poet bănățean și uite-l cu tot ceea ce ați mai auzit astă seară despre Franz Xaver Capus. Bănățean de-al nostru, de-al lor, de-al cui austriac? Apare în toate dicționarele, însă ca acest om care a scris lui Rilke. În rest nu apare nimic. Nu se spune de unde este, de unde a venit. Trebuie căutat în alte dicționare mai vechi. Acolo apare, dar zic, dicționarele noi de literatură germană și universală, el apare mereu ca destinatarul scrisorilor lui Rilke. Și atât. Da, într-un fel, asta e o descriere puțin tel comică, dar de fapt profund tristă. Nu? Deci un autor care a avut și el viața lui, a trăit 80 și ceva de ani, a scris mult, n-a scris rău, cel puțin în unele zone arată într-adevăr un profesionalism, cum a accentuat Werner Krem, remarcabil, și muncești o viață întreagă, scrii, gândești, construiești o operă și rămâi în istoria literaturii pentru că în tinerețe i-ai trimis tu niște scrisori așa îndrăznețe. Totul le-ai publicat. Pe care, da, ulterior, da. Și unui mare poet și acel mare poet, Willi spune, narcisic fiind, i-a răspuns, dar de fapt mai mult ca să se explice pe el însuși decât pentru ca să-l lămurească pe junele aspirante. Toată corespondența lui Rilke, așa, dacă vă uitați în scrisorile lui, că el a scris în fiecare zi 3-4 scrisori. Sunt mii de scrisori publicate și operele complete ale lui Rilke. Dacă citiți scrisorile pe care le-a trimis altora, tot în același stil sunt. El vorbește despre sine, despre cum concepe el o poezie, cum vede el lumea, cum crede el că trebuie să fie estetica unui text literar. Dar nu vorbește nu dialoghează, de fapt. De-aia e de mirare că s-a păstrat o singură poezie a lui Capus, adresată lui Rilke, pe care Rilke o citează într-o scrisoare. Și eu sunt convins că, asta e o speculație, bineînțeles, că Franz Xaver Capus a știut momentul când a publicat aceste scrisori și sunt convins că avea și scrisorile lui. Dar el n-a vrut să se știe ce a scris el lui Rilke, asta cred eu. Și am mai așteptat încă câțiva ani ca să și vândă aceste texte lui Rilke cu 1.000.000. Sau... Da. În 1955 s-a întâmplat asta. Bun pentru gheșefturi, cum ai spus tu. Nu am scris asta în studiu introductiv, că n-am vrut să fac eu o teză de doctorat și n-am vrut să fie nici mai lung decât romanul ca tare, că oricum e mult. În orice caz, este, în continuare ce spunem acum, e un fel de dreptate care este făcută lui Franz Xaver Capus prin această ediție. Pentru
publicul din România, pentru publicul românesc și pentru publicul cititor de limbă germană, cunoscător de germană, pentru că ediția e bilingvă, textul romanului este și în limba germană, în original, aici în carte. Îi se face dreptate din perspectiva noastră, acum, astă seară, în fața noastră. Noi stăm și discutăm despre un autor despre care în ultimele decenii, dacă nu mai mult, s-a vorbit foarte puțin peste tot în lume, sau deloc. Sau deloc. Așa că facem și noi un pic de dreptate culturală aici, un fel de resuscitare a unui autor. Dacă sunt întrebări suplimentare, între timp s-a aglomerat sala, dacă vă uitați în spate sunt persoane destul de tinere care poate nu au mai fost aici niciodată, sunt din masterandele noastre de studii literare, doctoranzii noștri, studenți de la anul 3 câțiva. Am început mai devreme decât era de obicei cafeneaua și o terminăm ceva mai devreme, dar putem trage de aici un cet profit folosind timpul pe care mai avem aici sau la cafenelele din jur, mai continuăm conspirația noastră și în alte forme. Eu aș zice să vă lăsăm dumneavoastră un cuvânt de încheiere a serii, dacă nu vrea nimeni să adauge ceva despre... O clipă, te rog. Avem o întrebare. Te rog, Tudor. Te rog, Tudor Lavric. Da. Aș fi vrut foarte mult. Cred că mă descurc mai bine decât cu. De la domnii aceștia care au studiat atât de mult, care au răscolit atât de mult, Xaver Capus, autorul acesta, a avut sau are copii? Nu are pe nimeni. Că eu m-am interesat, că e vorba și de drepturile de autor. N-am găsit nici mormântul lui. E adevărat, investigațiile, dacă l-aș fi dus mai departe, m-ar fi costat o doaie de bani și alea, dar investigațiile astea la suprafață nu... Nu există. Deci nu, la Berlin nu sunt. Bun, domnule, vă rog, încep să se multiplice întrebările. Doamna Fabricius, mă ajutați noastră, da? Vă rog. Novac e numele meu. Domnul Novac. Da. Și mai cum? Domnul Groia Novac, da, așa, sigur. În anii 70 și ceva am citit într-o prefață la... sau la secolul 20. Luați microfonul ăsta că e mai eficient și cu ăla mă descurc eu cu celălalt. Nu, să știți că asta are o rezoluție mai bună și eu mă descurc cu ăsta. Deci, cred că în 1973 sau așa ceva era, în care se pomenea despre scrisuri lui Hans Xaver Capus și în care punea o întrebare fundamentală lui Rilke. Cum... ce să mă facă să fiu sigur că pot să încep să fiu un poet, să mă ocup, să scriu poezie? Și atunci îi răspunde Rilke, dacă în ceasul cel mai adânc al nopții, zice, ai constatat că nu poți altfel să trăiești decât numai așa, doar atunci. Acum citați chiar din scrisorile lui Rilke, nu? Din ediția, da. Cum să spun, din memorie. Da, sigur. Dacă ai ideea asta. Da. Mi se pare că asta este extrem de important. Da. Pentru asta, numai pentru asta și Capus merită să rămână. Sigur, păi... Mai ales pentru ce i s-a răspuns, dar oricum el a pus întrebarea. Sigur că da. Asta e decisiv. Scrisorile astea mai au apărut în limba română, nu numai în 77, au apărut în 38, prima ediție, am uitat cine a, o poetă româncă necunoscută și uitată, a tradus aceste poezii, aceste texte, scrisori, și după aceea, Ioan Alexandru a tradus în 1977 împreună cu nevastă sa, care este o ediție foarte bună, o ediție foarte bună, spun eu, incomparabilă cu cea din anii 30, care e prost tradusă. Da, deci este ce spuneți dumneavoastră, ce accentuați dumneavoastră, este într-adevăr un merit, chiar dacă n-ar fi fost vorba de un scriitor care apoi să scrie, să ajungă la un nivel literar foarte bun, faptul în sine că i-a provocat unui mare scriitor o confesiune importantă care rămâne în istoria literaturii,
e un merit care nu poate fi șters. Claude Carnu, te rog. Vreau să vă întreb ceva de curiozitate. N-a fost pomenit niciodată de Karl Kraus în Die Fackel? Dacă o să citiți studiul introductiv, o să vedeți că sigur că Karl Kraus este cel care a scris unul dintre marele texte, o piesă, Letzten Tage der Menschheit, ultimele zile ale omenirii se numește, nu-i tradus în limba română, că am verificat, în care preia motivul acela al apocalipsei și a sfârșitului lumii, exact ce au scris mulți scritori imediat după primul război mondial, motiv care apare și în cei 14 supraviețuitori, în romanul pe care l-am pomenit noi seara asta. Sigur, Karl Kraus nu poate lipsi în acest context. Sunt și mulți alții, dar e amintit aici. Alina, mai ești pe aici, mă auzi? Alina Ioan. E Alina din partea editurii, dacă vrea să zică ceva. Dacă nu, mai vrea să... O clipă. Îl mai avem pe Vasile Gribingea. Student la litere și june poet și el, ca Franz Xaver Capus pe vremuri, când îi scria lui Rilke. Nu, cam tot pe acolo. Câte? Cam cât avea Capus? Da, Capus i-a scris între 20 și 25 de ani. Gabi Andreescu e matematician, să ne spună, 1883 născut, în 1903 câți ani avea? Nu știu. 20. Câți ani ai, Vasile? 21. Mă încadrez. Merge. Hai, ia să vedem. Păi aș avea și o întrebare, pornind de la ideea că Rilke e narcisist autoreflexiv în scrisorile sale și în loc să se orienteze asupra lui Capus, mai curând oferă propria sa viziune despre ce e scrisul. Voiam să vă întreb dacă ați găsit undeva la Capus vreun text în care să-și expună propriile principii asupra scrisului. Dacă ați găsit vreun text de-a lui Capus în care Capus să-și exprime propria viziune asupra scrisului sau? Nu există texte teoretice. Nu am găsit niciun text de-a lui. Există sute de texte de-ale lui scrise până când a plecat din Viena, dar și după aceea, la Temăsfoara Zeitung, sunt zeci și zeci de articole. Dar nu am găsit un text teoretic de-a lui. Nici măcar în recenziile. Nu, el nu face teorii. El era și o figură, aș zice eu, din punct de vedere literar, duplicitară, fiindcă pe de o parte făcea literatură de consum, satire și așa mai departe, pe de cealaltă parte încerca să facă literatură serioasă și știa toate registrele să retragă, cu succes, fiindcă toate romanele pe care le-a publicat după 1925, circa 40 de romane, toate au avut mare succes de public, ecranizate și așa mai departe. Dar ceva teoretic eu nu cunosc, n-am găsit. Îți mulțumesc. Ok, doamna Aurora Fabricius, vă rugăm. Dacă nu mai sunt întrebări, pentru că m-a bucurat enorm participarea tinerilor, vreau să vă spun că astă seara ați avut în față, cum ar spune Nichita Stănescu, 3 înviciați de lectură. Este un lucru fabulos. V-am spus de atâtea ori că rămâne o supraviețuire lectura, trebuie urgent să ne întoarcem la ea, fiindcă cultura este singura noastră salvare și singurul domeniu în care existăm. Vreau să iau pe cei doi, de fapt două destine, Crem și Totoc, Totoc și Crem. Atât vreau să vă spun, au fost și sunt destine frământate. Și datorită vremurilor, și datorită profesionalismului, și datorită minuțiozității, pentru că la domnul Totoc să descoperi un cercetător acerb, să descoperi un aș spune, un ceasornicar, pentru că destinul lui Capus nu a fost unul simplu, dar nici destinul lui Totoc nu a fost simplu. Poetul, jurnalistul, de fapt intelectualul Totoc, este lângă noi, alături de noi și credeam că încă mai profităm. Tălmăcitorul Crem
Nu este o viață ușoară să tălmăcești. Trebuie să retrăiești, să redefinești, să recalculezi dimensiunile unei metafore. Româna și germana sunt două limbi fabuloase. Fabuloase. Au existat și coexistat pe pământul dar nostru. Dar foarte diferită, adaugă domnul Este Krem. Domnul Krem știe de la mine că l-admir dintotdeauna, iar astăzi aici v-a dat o lecție cum poți să-ți dedici săptămâni și luni unei fraze, unei pagini, unei idei. Toți trei, pentru că nici Bogdan Lefter nu rămâne nejudecat. Pe mine, doamnă, că l-am lăsat pentru că este amfitrion. Toți trei. Domn din acțion, scrupe banat. Gândesc bine, vorbesc bine, scriu bine. Nu este puțin lucru, oameni buni. Deloc nu este puțin lucru să sintetizezi niște idei. Iar Bogdan Lefter, ceea ce face prin această cafenea critică, nu face decât să ducă mai departe ce a învățat la facultatea noastră de litere. Așa se numea, simplu. Acolo existau cenaclurile, acolo a existat vocea lui Călinescu înainte de noi și a lui Tudor Vianu. Am avut-o pe arheologa, fata lui Tudor Vianu, care pictează, la 70 de ani s-a apucat de pictură. Și ea, ca și cei trei invitați, au o scară a valorilor neasemuită pe care se poate conta. Fără această scară a valorilor, v-am mai spus, și nu fac decât să mă repet, suntem oarecum într-un haos. Trebuie să ieșim din haos. Admir studenții pe care i-ați adus. Bogdan Lefter duce mai departe o tradiție frumoasă, probabil, și cu gândul la profesorii lui Crohmălnicianu sau Manolescu, nu? Sigur, dar ceea ce face acum Bogdan Lefter într-o formulă modernă este de admirat. Ne-a adus o carte rară, de excepție, felicit încă o dată editura pentru că a acceptat să redefinească o parte din Banatul Montan. Acolo s-au născut acești oameni. Fac parte din istoria noastră literară, din istoria românească, din antropologia românească, ziceți cum vreți, din literatura noastră. Le mulțumim la toți trei și nu se poate să închid eu seara, vreau să închid altcineva, să spună o întrebare, să spună un vers, să spună... Este o seară de sărbătoare și le mulțumim la toți trei. Bun, cine se oferă voluntar să facă ce ne-a cerut doamna Fabrițiu și anume să încheie altcineva, dumneavoastră, doamnă, vă rog. Vedeți că, cred că l-ați închis în loc să-l deschideți. Da? E bine? Eu aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și să vă rog să mai faceți o cafenea critică la Casa Schiller cu cei doi domni, pentru că știu că sunt foarte multe volume ale scriitorilor germani din România care ar merita să fie prezentate. Și vă mulțumesc foarte mult la toți pentru această seară și dumneavoastră pentru participare. În final, vă invităm la un pahar de vin și de vorbă alături. Mulțumim foarte mult! Mulțumim mult! Cartea poate fi cumpărată. Eu am încercat să invit și din partea editurii, am tot spus numele Alinei Ioan și al Andrei de Ghicescu. În numele lor vă mulțumesc eu și în numele lor, că ați fost aici cu toții, la Schiller House, la Cafeneaua Critică, la un eveniment organizat, coorganizat de editura muzicală.